există o confuzie. Am auzit oameni care spun, domnule, da, de acord cu ce spui tu, asta înseamnă că eu nu sunt pregătit să vin la Domnul Iisus Hristos. De ce? Că mai am anumite păcate în viața mea. Da? Asta este o problemă foarte gravă să gândești lucrurile în felul acesta, pentru că e ca și cum ai pune, după cum zice românul, căruța înaintea cailor, da? Sau carul înaintea boilor. Eu nu vin la Hristos fără păcatele mele. Ascultați-mă bine, eu nu vin la Hristos fără păcatele mele. Tocmai de-aia vin la Hristos. Că am păcate. Deci eu nu mă eliberez pe mine însumi de păcat înainte să vin la Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, dacă Fiul vă va face slobos sau liberi, veți fi slobos. Eu nu mă slobozesc pe mine însumi înainte să vin la Domnul Iisus Hristos ca o precondiție să fiu primit de Domnul Iisus Hristos. Adică, Doamne, am venit, îs curat, am venit. Băi, de ce mai venit dacă ești curat? Numai ca să vii așa ca la preot să sesizeze curățirea de lepră sau care? Nu! Fiul mă face slobod. Dar când eu vin la Hristos deja cu păcatele mele și cu conștientizarea faptului că numai El mă poate elibera și cu dorința de a fi eliberat, deja este un semn al lucrării Duhului Sfânt în viața mea. Pentru că niciun om nu vine așa la Hristos fără Duhul Sfânt. Niciun om nu vine, Doamne, vreau din toată inima să mă scap din păcat. Niciun om nu face lucrul acesta. Omului plac păcatele. Când fac lucrul acesta, fac pentru că este deja o lucrare a lui Dumnezeu în viața mea. Vin la Hristos ca El să mă elibereze. Dar întâlnirea cu Hristos sau în întâlnirea cu Hristos, sigur se întâmplă asta. Curățirea de păcat. Eliberarea de păcat. Renunțarea la căile vechi, la obiceiurile vechi, la tradițiile vechi, la umblarea veche, la trăirea veche, la viața veche. Sigur există asta. Fără doar și poate. Există o curățire a vieții. O curățire a vieții în întâlnirea cu Hristos. Nu înainte de întâlnirea cu Hristos. Pentru că am întâlnit oameni care spun, Doamne, mă pot lăsa de țigară. Dacă mă lăs de țigară, promit că mă pocăiesc. Vine la adunare de mulți ani de zile. Nu mă pot lăsa de nu știu ce. Vine la adunare de mulți ani de zile. Unii au intrat la cor, cântă în cor, cântă nu mai știu unde. Dar nu s-au lăsat de ceva și pentru asta, zice, pentru asta nu mă botez încă nu. Mai am câteva lucruri. Și trece viața și tot el mai are câteva lucruri. Hristos face ele. Aici e problema. El crede că se poate elibera fără Hristos. Și lucrul acesta este imposibil. Este imposibil. De fapt, asta ne-ar face meritoși înaintea lui Dumnezeu, nu? Doamne, uite, am venit cu haina curată. Am fost murdari, ne-am curățit și acum am venit la tine. Ca să ce? Ce să mai facă Hristos? A, numai să dai semnătura. Curat. Rezolvată problema. În întâlnirea cu Hristos renunțăm la aceste păcate.